Informație de ultim moment, șeful ANI, Horia Georgescu, a fost reținut pentru 24 de ore de către procuror. A ieșit în urmă cu foarte scurt timp de la Direcția Națională Anticorupție, după ce a fost audiat mai multe ore. În jurul orei 8:30 a ajuns la DNA. Horia Georgescu a făcut parte, vă reamintesc, pe vremea când era secretar general al ANI, din Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul ANRP. Ana Roman, colega mea, este la sediul DNA și ne dă toate informațiile. Ana, așadar, Horia Georgescu, reținut pentru 24 de ore, povestește-ne acel moment în care a ieșit de la DNA, dacă a făcut vreo declarație. Era foarte tulburat, nu a reușit să răspundă întrebărilor, a fost întrebat dacă a luat bani și susține că nu a luat niciodată. A fost urcat în mașina poliției și probabil se află în drum spre arestul Poliției Capitalei, urmând probabil ca mâine să fie prezentat unei instanțe, ori cu propunerea de arestare preventivă, ori cu propunere de arestare la domiciliu. Este prima persoană reținută în acest dosar, există însă alte cel puțin o persoane care se află în interiorul Direcției Naționale Anticorupție la audieri. Vorbim aici de evaluatori, de un deputat care a fost vicepreședinte al ANRP, de un fost președinte al ANRP care urmează să fie pus sub acuzare pentru 3 infracțiuni de abuz în serviciu. În cazul lui Horia Georgescu vorbim de acuzația de abuz în serviciu în legătură cu acordarea unor despăgubiri de către ANRP în perioada în care a făcut parte din această comisie. Un dosar deschis la sesizarea Corpului de Control al Guvernului pentru activitatea ANRP în perioada 2009-2011. Este prima persoană reținută în acest dosar, însă, luând în considerare că vorbim de membrii comisiei care au avut aceeași activitate, ne așteptăm ca mai multe persoane să fie reținute și astăzi. Ana, îți mulțumesc foarte mult. Vreau să vedem împreună cu telespectatorii noștri și momentul în care Horia Georgescu a ieșit de la Direcția Națională Anticorupție după 6 ore în care a stat acolo. Iată momentul, ne întoarcem și comentăm. L-au reținut, Horia Georgescu reținut. Reținut, nu a ieșit. O mare de jurnaliști și momentul în care Horia Georgescu a ieșit de la DNA este reținut. Am aflat și informația, este una oficială așadar. Horia Georgescu, șeful Agenției Naționale de Integritate, reținut pentru 24 de ore. Acuzația fiind aceea de abuz în serviciu. Mă întorc la tine, Ana, vreau să te întreb mai departe. Ne spune așa că cel mai probabil din acest moment Horia Georgescu a fost preluat din fața Direcției Naționale Anticorupție și cel mai probabil în acest moment va merge către arest. Spune-ne mai departe ce s-ar putea întâmpla, care sunt procedurile. Mâine se va merge la una din instanțele competente în acest dosar, în considerare că avem un deputat posibil implicat în această cauză. Probabil că dosarul va ajunge la Înalta Curte de Casație și Justiție. Știm că Horia Georgescu a vorbit cu anchetatorii, a dat declarații, a colaborat. Nu știm așadar dacă urmează să se ceară arestul la domiciliu sau arestul preventiv pentru 29 de zile. Există și alte persoane în Direcția Națională Anticorupție, așadar vorbim de audieri care vor ține și vor dura undeva până seara târziu și probabil mâine spre după amiază vor ajunge procurorii DNA cu acest dosar la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este primul dosar penal, singurul până acum instrumentat pe numele lui Horia Georgescu, președintele Agenției Naționale de Integritate. Îți mulțumesc foarte mult, Ana, pentru toate aceste informații. Vedem imagini în direct în acest moment. Horia Georgescu a ajuns în arestul Poliției Capitalei. Este în mașina pe care o vedeți în imagini. Încerc să-mi dau seama, este coborât în acest moment din mașină. Da, iată-l pe Horia Georgescu. Avea cătușele la mâini, este momentul în care intră, ne-am obișnuit cu acea intrare de la arestul Poliției Capitalei, înconjurat de o parte și de cealaltă de agenți, a intrat la arestul Poliției Capitalei, un drum foarte scurt, de altfel, de la Direcția Națională Anticorupție până la arestul Poliției Capitalei, imaginile pe care le-ați